Bună, dragilor! În acest clip vă arăt ce am mai cumpărat de prin Kaufland. Parcă am plătit 108 lei și nu mai știu unde este bonul. Dar mai știu așa în mare prețurile. Și să începem. Am luat 3 ursus pentru soțul. Au costat 4 lei, parcă 80 o sticlă sau 89. Apoi avem aceste șnițele congelate. De la papane sunt foarte bune, sunt 8 bucăți și au 640 de grame și au costat parcă 11,99 lei, dacă țin bine minte. Apoi, tot congelat, avem niște file de pangasius care iar au fost așa 11,99 lei sau 12 lei și ceva, nu mai știu. Ăștia au 900 de grame. Apoi avem acest martinel cu pastă de tomate, parcă a fost 7 lei și 5 bani o din asta. Am luat 2 fâșii și am 90 de grame. Sunt foarte bune. Apoi pentru micul dejun am luat acest bacon să frigem cu ouă. Cred că a costat 5,89 lei și are 100 de grame. Și am luat 2 din astea. Apoi am mai luat acest unt de la Lurpak, a fost 13 lei și ceva la 200 de grame și abia aștept să-l păpăm. Nu, ne place să mâncăm așa cu gem, cu miere de albină. Apoi am mai luat această salată de icre de crab, a costat 6 lei sau 6 lei și ceva și este foarte bună, este foarte delicioasă de la eticheta verde negro 2000. Deci asta e singura salată de icre care mie îmi place. Apoi am mai luat această cremă de la Philadelphia pentru a mânca pe pâine prăjită. Asta a costat 6,50 lei sau 7 lei, cred, 6,90 lei ceva. Și are 125 de grame. Așa. Apoi am mai luat două iaurturi din astea cu cireșe. Astea au costat 3,50 lei, parcă. Și aici mai avem acești cartofi congelați, care au 1 kg și au fost 6 lei, parcă, dacă nu mă șel, de la Oven Fries. Deci marca Kaufland clasică. Deci cam astea au fost cumpărăturile. Sunt puține și scumpe, dar astea sunt prețurile. Dacă v-a plăcut și vouă, dragilor, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal dacă vă place. Vă pup! La revedere!